Proiectul Facilitarea integrării resortisanților țărilor terțe în societatea românească, desfășurat în perioada septembrie 2011-iunie 2012, s-a încheiat cu numeroase realizări. Timp de 9 luni, peste 100 de străini din afara Uniunii Europene au putut beneficia de programele implementate de organizația non-guvernamentală. Fie că este vorba despre cursuri gratuite de limbă română, sesiuni de acomodare culturală, pe diverse teme precum Constituția României, codul muncii, activități de divertisment, de sănătate, de educație. O mare realizare o reprezintă lansarea a două volume, un vocabular tematic ce tratează 6 subiecte distincte de aplicabilitate practică pentru străini, precum și un dicționar pentru limba română și turcă. Vocabular tematic pe 6 teme, care sunt sănătate, educație, viața de zi cu zi, pregătirea pentru interviu și interviu de angajare. Da, tematice au fost realizate în limbă chineză, arabă, turcă și engleză. Pentru a facilita relaționarea dintre... În cadrul programelor, străinii au avut posibilitatea de a învăța limba română, de a se acomoda cu tradițiile și cultura autohtonă și au beneficiat de informare și asistență juridică în vederea recunoașterii și echivalării diplomelor de studii. Marco Pavlovski, unul dintre mediatorii interculturali ce reprezintă comunitatea macedoneană, este acum student la medicină. De cât timp ești tu în România? Sunt 4 ani. În cât timp ai învățat să vorbești? Păi am făcut anul pregătitor de limba română. Și într-un an așa am învățat și după la facultatea de medicină, acolo e mai greu și trebuie să știi limba ca să poți să comunici cu pacienți. Perfect. Cetățeanul sirian Ali Teizini a ales Constanța pentru a fi alături de soția sa. Mediator pentru exemplu, pentru cetățean arab din Siria, din Liban. Sunt unii au comunitate, sunt unii n-au. Noi am dat, fiecare a dat o parte, a dat o idee, a dat o ceva din cauza... Americanul Kevin a plecat din Kansas cu gândul de a-și deschide o afacere pe meleagurile românești. How did you benefit from this project? Cursul limba românești am benefit mai mult. Am spus românești. Cursul de limba românești e foarte frumos și profesor e foarte eficient. La curs e scurt, nu e timp mai lungă pentru educație și program și verba și toate gramatics la românești e greu. Unul dintre subiectele de interes referitor la